Digistorage este un serviciu de tip cloud storage prin care se pot stoca, sincroniza și partaja fișiere de orice tip, documente, muzică, video, etc. Orice fișier salvat în Digistorage se va sincroniza automat pe toate dispozitivele utilizatorilor, computere personale, telefoane inteligente sau tablete. Indiferent unde vă aflați, datele dumneavoastră sunt stocate în siguranță și pot fi accesibile oriunde și oricum fie prin aplicația DigiStorage dedicată PC-urilor, Windows, Linux, Mac, OS X, fie prin aplicațiile Android, iOS sau direct din interfața web disponibilă la https storagercs rdsro Datele de conectare la interfața web se creează din contul dumneavoastră DigiCare, https://digicare.rcs-rds.ro accesând secțiunea Servicii. Punctul central de acces al datelor stocate în cloud îl reprezintă secțiunea Locațiile mele, aflată în partea din stânga a ecranului. În această secțiune găsim următoarele: Directorul DigiCloud este directorul rădăcină care conține toate datele transferate în cloud de pe PC-uri și de pe dispozitivele mobile. Partajările efectuate de către alți utilizatori. Mapările efectuate din clientul de PC prin opțiunea adaugă locație. Prin această opțiune se pot mapa în cloud directoare sau hard discuri externe atașate direct de PC fără transferul efectiv al datelor în cloud. Contul de Dropbox dacă se folosește integrarea datelor din Dropbox în DigiStorage. Crearea unui director nou se face extrem de simplu. Faceți click pe director nou situat în mijlocul secțiunii superioare a panoului DigiStorage, alegeți un nume pentru noul director, faceți clic pe Creează. De asemenea, se pot efectua extrem de facil și restul operațiunilor uzuale cu fișiere și directoare, copiere, ștergere, mutare, redenumire. Încărcarea unui fișier de test de 100 MB. Se apasă butonul Încarcă fișier, se selectează fișierele dorite, se pot efectua selecții multiple dacă se ține apăsată tasta Control se va afișa imediat o bară de progres pentru urmărirea progresului transferului de fișiere și a vitezei de acces. Partajarea fișierelor se face extrem de simplu. DigiStorage își până la dispoziția utilizatorilor mai multe variante de partajare a datelor stocate în cloudul RCSRDS. Partajarea cu colaboratorii externi se face prin generarea unui URL prescurtat, protejat sau nu cu parolă, în funcție de alegerea utilizatorului. Avem de ales aici între două moduri de partajare. Link descărcare în care colaboratorul va putea doar citi, descărca documentele partajate, link încărcare în care colaboratorul va putea doar scrie, încărca documente în directorul ales pentru partajare. Linkul de încărcare este o funcție foarte utilă care nu se regăsește nativ în aplicațiile altor furnizori. Partajarea datelor între utilizatorii DigiStorici Orice partajare de acest tip apare imediat în toate aplicațiile Digistorage sub rădăcina Digicloud și poate fi accesată ca orice director aflat în cont. Partajarea datelor cu alți utilizatori se face foarte simplu. Trebuie doar să adăugați persoane în partajarea directoarelor fișierelor respective, acordându-le astfel acces numai către fișierele dumneavoastră partajate. Poate fi administrată în detaliu prin modificarea permisiunilor de partajare, drepturi de citire, scriere, ștergere etc. Pentru aceste partajări este disponibilă funcția de mesagerie internă, prin care se pot adăuga comentarii și observații între utilizatori referitor la fișierele partajate. Funcția de mesagerie nu se regăsește nativ la produsele similare. Integrarea nativă cu alte platforme de stocare. Dacă aveți un cont Dropbox, DigiStorage vă permite integrarea acestuia în contul DigiStorage. Puteți avea astfel acces la datele dumneavoastră din contul Dropbox exclusiv prin aplicațiile DigiStorage, fără a mai folosi vreo aplicație Dropbox. Și nu doar atât, echipa DigiStorage lucrează și la integrarea conturilor Google Drive, OneDrive, fostul SkyDrive, Box și BitCasa cu o singură aplicație se pot administra datele stocate la mai mulți furnizori. Nu se regăsește nativ la produsele similare. Funcția adaugă locație. Maparea în DigiStorage a unor directoare sau hard discuri locale fără transferul efectiv al datelor în cloudul RCSRDS. Prin doar câteva clicuri, toate datele stocate local sunt disponibile imediat în aplicațiile DigiStorage pentru o locație se pot efectua toate operațiunile obișnuite în DigiStorage, partajare, vizualizare, descărcare, ștergere, modificare, etc. de pe orice dispozitiv. Este o funcție extrem de utilă, permițând partajarea extrem de ușoară a fișierelor de mari dimensiuni, fără să mai fim nevoiți să le transferăm în cloud sau pe alte medii de stocare. Nu se regăsește nativ la produsele similare. Sincronizarea datelor cu DigiStorage prin sincronizarea fișierelor între PC-ul dumneavoastră și cloudul DigiStorage, vă asigurați tot timpul protecția datelor importante în cazul în care întâmpinați o problemă hardware cu PC-ul. De asemenea, reprezintă și o metodă de a face disponibile datele respective pe dispozitivele dumneavoastră pe care aveți instalată aplicația DigiStorage corespunzătoare. Criptarea datelor Orice transfer de date dintre client și digistorici se criptează obligatoriu prin SSL, protejând astfel datele utilizatorilor de posibile încercări de interceptare efectuate de către persoane neautorizate. În plus, la crearea contului, utilizatorii pot opta pentru o criptare suplimentară a datelor pe mediul de stocare cu algoritmul AES256. Conturi multiple pentru utilizatori. Nu în ultimul rând, cu DigiStorage, membrii unei familii pot folosi două conturi diferite pentru a accesa o capacitate unică de stocare, totul în cadrul unui singur abonament DigiStorage.